La începutul săptămânii, Daniel Osmanovici ne invita să descoperim obiectivele turistice din Constanța. După ce am văzut câteva monumente de arhitectură, azi ne întoarcem acolo pentru a afla istoria acestor locuri. România, te invit din nou la plimbare. Astăzi ne reîntoarcem la Constanța pentru a descoperi istoria primului oraș din România. La început s-a numit Tomis, nume dat de grecii care au înființat o colonie pe terenul din fața actualului casino, acum scufundat. Acest lucru se întâmpla prin anul 675 înainte de Hristos. Apoi au venit romanii și l-au numit Constantiana, după sora împăratului Constantin cel Mare. Din așezarea inițială au mai rămas foarte puține indicii, căci, vă spuneam mai devreme, zona aceea a țărmului s-a scufundat. Totuși, nu a fost totul pierdut, căci în apropierea portului se mai găsesc câteva dintre ruinele unui cartier roman și mai sunt zone din oraș unde putem găsi vestigii arheologice. De altfel, Muzeul de Arheologie reprezintă poate cea mai bună modalitate pentru o întoarcere în timp. Chiar lângă muzeu se află un mozaic impresionant, păstrat foarte bine și care a fost printre cele mai mari de pe cuprinsul Imperiului Roman, cu o suprafață de aproape 2000 de metri pătrați. Urmează o perioadă în care pe ei se succed mai mulți stăpânitori. Unii, slavii, bulgarii, pecengii, cumanii, tătarii și chiar turcii. Din secolul al XV-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea, Constanța intră în componența Imperiului Otoman, atunci când orașul va ajunge doar un sat de pescari. Și asta după ce devenise un port foarte important sub influența genovezilor, care au construit aici un far, cunoscut astăzi drept Farul Genovez. Orașul începe să crească și să se dezvolte din nou odată cu apariția căii ferate Cernavodă-Constanța. Toată această poveste pe care eu am încercat să vă spun în două minute despre orașul lui Ovidiu are mult mai multă cursivitate și farmec dacă o veți face dumneavoastră la fața locului cu un aparat de fotografiat în mână. Un pui de